Un alt subiect de interes din partea căruia se așteaptă o reacție de la Consiliul Concurenței este cel al Institutului Cantacuzino. Institutul Cantacuzino are datorii enorme, uriașe, conturi blocate. Înțeleg că se așteaptă un raport din partea Consiliului Concurenței. Când veți da acest raport? Raport. Căutăm împreună cu ministerele soluții pentru salvarea Institutului Cantacuzino din situația dificilă în care acum am. Doi, ce insist eu, da, și recomand ministerilor, să găsim o soluție care e sustenabilă pe termen mediu, pentru că Institutul a mai fost salvat acum 2 ani, acum din nou într-o situație dificilă. Autoritatea Națională a Medicamentului spune că nu i-a retras acreditarea pentru unele produse. Deci ne spune că nu poate să producă anumite produse la standard de calitate, deci de siguranță pentru pacienți, care e cerut în Uniunea Europeană. Și atunci, repet, îți găsim o soluție care îl pune pe picioare financiar și care ne asigură că el va și funcționa în viitor. Financial, dar mai ales va putea să dea produsele de care e nevoie. Ori, varianta, cred, pe care ne... Deci încă suntem în discuții cu ministerele. Varianta pe care cred că ne îndreptăm este să apelăm la un ajutor pe termen scurt, se numește ajutor de salvare, care trebuie aprobat de Comisia Europeană, care să permită institutului să funcționeze fie și la parametrii reduși pentru câteva luni de zile și apoi să venim cu un plan de restructurare care din nou va trebui să fie aprobat și apoi monitorizat de Comisia Europeană, care plan de restructurare care va implica investiții de la buget, probabil, deci va trebui să îi se dea o sumă considerabilă de la buget. Dar, repet, ce cred eu, că atunci când avem un plan de restructurare care e aprobat și de Comisie, ăla va fi un plan cu cap și coadă, care are sens și care odată va fi, repet, monitorizat de Comisia Europeană și implementarea lui va asigura acest obiectiv de a pune institutul pe picioare și să nu ne trezim că peste 2 ani iar trebuie să-i mai dăm câteva milioane de euro ca să-l mai salvăm a treia oară. Este în situația aceasta, se poate arăta cu degetul către Consiliul Concurenței în sensul că rezolvarea acolo trenează și din cauza dumneavoastră? Dacă e avantajos, evident că se poate arăta cu degetul în orice parte, nu fiecare încearcă să spună, doamne, nu e problema la mine, e la altcineva. Cred că o cale pe care am încercat-o în lunile trecute, de când e criza, cred că e o fundătură. Cred că, într-adevăr, nu aveam șanse de reușită pe acea cale și calea pe care o încercăm în momentul de față, repede, un ajutor de salvare, care trebuie aprobat de Comisie, urmat în câteva luni, maxim 6 luni, un plan de restructurare, este cea mai sigură, legal și politic, și cea mai bună soluție pentru institut.